Există viață după cancer. Nu este o formulă clișeu, ci convingerea tuturor celor care au câștigat lupta cu boala și care spun că abia acum se pot bucura de lucrurile cu adevărat importante. Asociația Pavel a părinților cu copii bolnavi de cancer, leucemii și anemii grave a organizat ieri masa rotundă cu tema Împreună pentru supraviețuire. Evenimentul a marcat Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer, sărbătorită pentru a doua oară în România. Chiar dacă am avut niște boli și am rămas fără niște dar eu cred că aici este că Dumnezeu face semnele astea să pară altfel. Eu cred că pot numesc nu văd, dar văd sufletele oamenilor sau altfel. Pot să vadă lumea, chiar dacă nu își fac eu, o să vadă mai frumos decât mă vedem. Răducu, dar și alții ca el, specialiști, supraviețuitori, aparținători și voluntari, și-au spus ieri poveștile de viață atât pentru a atrage atenția asupra nevoilor lor, cât și pentru a încuraja pe toți cei care trec prin lupta cu cancerul. Mesajul întâlnirii a fost chiar acronimul Asociației Pavel. Primind ajutor, viața este luminoasă. Nu stăm mereu cu secura deasupra capului, pentru că riscul de recidivă sau de apariția unui alt cancer la un alt organ decât unde a avut inițial este foarte mare. Noi eram în spital în anul 2000 când doamna Olga Cridland și cu membrele de la început aduceau donații din ce primeau în spital. Mi-am dat seama că nu sunt singură. Eu am fost foarte introvertită în spital, nu discutam cu nimeni, aveam impresia că doar copilul meu are cancer, ceilalți nu au. Și momentul în care am văzut oameni care vin să-ți întindă o mână și mai ales că nu ești singur, a contat foarte mult. Am început să fac voluntariat. Asociația Pavel are un apartament, o casă de găzduire a părinților, cu incidența face să fie pe strada unde locuiesc eu. Și așa a început voluntariatul meu în Asociația Pavel, gătind Alexandrei mâncare dietetică, duceam mâncare și celorlalți copii de la Asociația Pavel. Asociația Pavel ne-a dat curaj să luptăm. Cred că m-a făcut mai bună. M-a făcut să nu mai privesc lucrurile atât de egoist. Să pot să împărtășesc, să dau, să ajut. Sunt zile în care, dacă nu fac ceva, nu ajut pe cineva, parcă nu pot să dorm noaptea. Intră în firea lucrurilor. Când primești ajutor de la Dumnezeu, să nu dai înapoi. Eu am primit salvând un copilul. Nu pot decât toată viața să dau înapoi ceea ce am primit. Prima dată se întreabă de ce eu, dar apoi Dumnezeu dă putere omului să-și găsească resursele de a se stabiliza și de a găsi căile cele mai bune pentru a fi bine. Sigur că este o cale lungă de la aflarea diagnosticului până la a se liniști omul. Cred că trebuie să-și asume în primul rând. E o neliniște, o perioadă de tulburare a sufletului, până când dobândește o pace, mai ales pacea o dobândești când începi să te rogi, când te lași mâna lui Dumnezeu. Alin este un alt supraviețuitor care nu a privit boala ca pe un handicap. A reușit să treacă de pragul liceului și a urmat facultatea de drept. Aveam impresia că pur și simplu nu se mai poate. Chiar notele erau foarte mici în simulare. În momentul în care au trecut 3 luni după simulare, am reușit să iau bacul cu 8 și ceva. Și astăzi sunt avocat. Am făcut facultatea de drept. O perioadă am și făcut tratament, cât eram în facultate în primul an, mai exact, până l-am terminat. A fost greu să înveți în același timp cu tratamentul pe care l-aveai de făcut? Da, era foarte greu. Efectele adverse afectează capacitatea de a învăța, de a reține anumite lucruri. E foarte greu. Dar se poate. Da, clar, e clar, există. Există viață după. Există, chiar există, da. Și e mult mai frumos. Dacă ar fi să fiu întrebat dacă aș repeta situația asta sau aș avea de ales să nu se mai întâmple, clar aș repeta-o. Nu consider că a fost un handicap, așa cum e atestat uneori de acte. Cel mai greu este să te întorci la lumea pe care o știai și să vezi că nu mai e la fel. Viața a mers înainte fără tine, cum și viața ta a mers înainte fără cea celor pe care îi știai și îi întâlneai în fiecare zi și constați așa că cumva lucrurile se pot întâmpla și fără tine și ai o senzație că ești în plus. Sigur că nu e cazul și nu e nimeni vinovat pentru chestia asta, doar că așa se întâmplă viața, pur și simplu. Unul dintre aspectele dezbătute în cadrul întâlnirii a fost și acela al continuării studiilor după finalizarea tratamentului.
Asociația Pavel derulează din 2012 un proiect educațional care are drept obiectiv prevenirea abandonului școlar în rândurile copiilor cu afecțiuni oncologice sau hematologice și reintegrarea în învățământul public de masă. Școala în spital îi vizează pe copiii și adolescenții internați și tratați în cele două mari spitale din București, în care Asociația Pavel este prezentă zi de zi, Institutul Oncologic București, profesor dr. Alexandru Trestioreanu și Institutul Clinic Fundeni. Primul obiectiv al proiectul de școală de spital, proiect adus de Asociația Pavel în cele două clinici de oncologie și hematologie, a fost să le păstrăm facultățile de învățare vii, funcționale. Și noi lucrăm de cele mai multe ori individual cu fiecare. Suntem o echipă de profesori și lucrăm individual. Iar din 2015, practic, sunt profesori trimiși de Inspectoratul Școlar București și școala rondată pentru acest proiect, pentru ciclu primar, secundar, gimnazial și liceal. Eu cred că acum fiecare elev în parte este pregătit, după ce termină tratamentul, să reînceapă practic cu aceleași cunoștințe. Poate unii spun că învață mai bine la școala de spital pentru că se lucrează individual, cum am spus adineauri, și cu mult curaj pot reîncepe, să spunem, procesul educativ în școala de masă. Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer este sărbătorită anual în prima duminică a lunii iunie. Proiectul a fost inițiat de senatoarea Nicoleta Pauliuc, o supraviețuitoare a acestei boli. Pe lângă stabilirea acestei zile, senatoarea a inițiat mai multe proiecte de lege care să vină în ajutorul bolnavilor de cancer. Recent, aceasta a declarat în cadrul emisiunii Prețuiește Sănătatea că Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer s-a dorit a fi un moment care să ofere speranță celor care se luptă astăzi cu un diagnostic oncologic. Am foarte multe inițiative legislative, dar de departe, cea mai personală inițiativă legislativă, cel mai personal proiect de lege al meu este cel legat de Ziua Supraviețuitorilor de Cancer. Pentru că știu cât de importantă este încrederea celor care mi-au dat mandatul să merg în Parlament. Ziua Supraviețuitorilor de Cancer, aș spune eu că este proiectul personal, este proiectul, este legea care vine să dea speranță, pentru că poveștile celor care au reușit să ajungă la linia de sosire se vor face auzite. Pentru că acest proiect de lege este venit în amintirea suferințelor prin care am trecut. În această zi, a supraviețuitorilor de cancer, într-adevăr, sărbătorim viața. Anul acesta sărbătorim al doilea an. Semnul distinct al supraviețuitorilor de cancer este nufărul, planta renașterii. Nufărul galben va fi și anul acesta în pieptul supraviețuitorilor de cancer. Vor fi evenimente în cadrul Parlamentului României, aflate sub un alt patronaj al președintelui. Vom face dezbateri unde vom aduce în prim plan un proiect de lege care are drept scop să înlăture acele discriminări ale supraviețuitorilor de cancer în momentul în care se întorc la serviciu. Asociația Pavel a fost înființată în 1996 și are drept scop îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor bolnavi de cancer, leucemie și anemii grave prin acordarea de sprijin moral, informațional, psihologic și material copiilor, tinerilor bolnavi și familiilor lor.